Anca Serea susține sus și tare că mama ei este specialist în bucătărie, prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV, este atât de sigură de talentul mamei sale încât s-ar lupta cu oricine ar spune că lucrurile stau altfel. O așteptăm la o confruntare în bucătărie, la Mama mea gătește mai bine. Anca a moștenit pasiunea pentru gătit de la mama ei și ne-a împărtășit unul dintre trucurile furate de la aceasta pentru pregătitul somonului. Înainte de a prepara somonul și a-l pune la cuptor, este bine așa să-l condimentăm după gust, dar nu foarte, foarte mult, și să-l punem întâi un pic pe un grătar, dacă avem acasă grătar. Dacă nu, asta este. Și apoi să-l băgăm la cuptor. Și va avea un gust excelent. Iar când unul dintre colegi a încercat să-i spună că mama lui gătește cel mai bine, Anca a pornit la atac. Și sunt convinsă că mama mea gătește cel mai bine. Ba nu, mama! Ba nu, mama! Și nu te pune cu mine, că sunt moldoveancă. Anca ar putea obține un verdict clar din partea judecătorului Horia Vârlan dacă ar participa în emisiunea Mama mea gătește mai bine, difuzată de luni până vineri de la ora 17 la Prima TV. În acest caz, nimeni nu ar mai putea să o contrazică pe vedetă atunci când vine vorba de măiestria mamei.